Iar în timp ce o parte dintre fermieri sunt așteptați la negocieri cu ministrul agriculturii, alții au rămas pe poziții la fumați, acolo unde strigă în continuare nemulțumirile. Între timp, protestul pare să fie tot mai politizat și deja sunt acuzații că liderii protestatarilor au aspirații politice. Aceștia au însă și ei acuzațiile lor. Între protestatari s-au infiltrat instigatori și agitatori. Antoanela Răileanu se află la fumați și vine cu ultimele date de la fața locului. Bun găsit, Antoanela. Ce se întâmplă acum acolo? Gabi, bine te-am regăsit. Încă de la primele ore ale dimineții au ajuns protestatarii aici, așadar acțiunile în stradă continuă, însă e important de precizat că vorbim la momentul de față despre două tabere de fermieri și transportatori, o tabără care sunt reprezentați de asociațiile profesionale, asociații care în cursul zilelor trecute au fost primite de către autoritățile competente, dar și de premierul Marcel Ciolacu, și cealaltă tabără de protestatari independenți, așa cum s-au intitulat ei, care protestează nu doar aici la Fumați, dar și în mai multe regiuni din țară. De altfel, am văzut și o ceartă care s-a iscat între acești protestatari. O bună parte dintre aceștia nu sunt de acord cu revindicările care au fost date publicității zilele trecute. Vorbim de acele 76 de revindicări. Ei bine, susțin o parte din protestatari că au fost infiltrați oameni care să destabilizeze situația, însă cearta s-a încheiat într-un final. Știm că astăzi ambele tabere au fost invitate la discuții de către autorități și ne așteptăm să fie o zi decisivă în ceea ce privește organizarea acestor proteste. Asta pentru că în a doua parte a zilei urmează să aibă o ședință a executivului la Palatul Victoria, în cadrul căreia vor fi adoptate o serie de acte normative care vizează o bună parte din revindicările protestatarilor. Așadar, vom vedea la ce oră va începe această ședință. Este programată inițial pentru ora 13, însă, potrivit surselor noastre, actele normative încă nu au toate avizele din partea instituțiilor competente. Rămâne de văzut dacă aceste acte normative, ordonanțele de urgență, îi vor mulțumi pe protestatari care, iată, la momentul de față se află la Ministerul Agriculturii și urmează din clip în clipă să poartă un dialog cu ministrul agriculturii Florin Barbu. Ei bine, ne-au spus aceștia că urmează să ajungă și aici în Afumați, asta pentru că protestele continuă și în a noua zi. Vedem că sunt parcate aici camioanele și tractoarele. Ne așteptăm să defileze și astăzi și să continue acest protest al fermierilor și transportatorilor.